Tuturor! Eu sunt Ela și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Știu că nu v-am văzut de foarte mult timp aici pe YouTube. De la ultimul vlog, cel din martie, a fost vraiște. Capul meu a fost vraiște, eu am fost vraiște, Nu am cuvinte să vă spun. Dar, dacă vreți, putem să povestim o dată despre chestia asta, despre oboseala psihică pe care am avut-o și toate care s-au întâmplat în capul meu și cum am trecut peste. Dacă vă interesează, nu uitați să scrieți în comentarii. Dar astăzi am revenit la voi cu un nou look. Acum doar ce m-am tuns, de asta sunt așa, părul meu este de obicei creț, sunt bob. Sunt bob lung în față, îmi place foarte, foarte mult cum stă și abia aștept să vedem și cum arată părul creț. Dar pentru astăzi, pe lângă faptul că am venit cu un look nou, m-am dat cu ruj, bineînțeles. Avem aici de la Catrice Liquid Lipstick Matte Pro Ink Non-Transfer în nuanța 030. This is attitude și cred că asta e un semn că asta este atitudinea pe care trebuie să o am eu legat de problemele din general, de la muncă, de acasă, de oriunde ar fi. Asta este atitudinea pe care trebuie să o am, așa, să fiu happy, să primesc toate cu brațele deschise, fie că-s bune, fie că-s rele și împreună cu soțul meu să trecem peste. Da, nu despre asta vorbim, ci vorbim despre empties, pentru că am rămas atoare de luna trecută cu empties. Pentru luna trecută nu am pregătit niciun clip cu favorite, pentru că nu am testat aproape nimic nou. Așa că l-am lăsat pe luna asta și spre sfârșitul lunii m-am gândit cumva să vin cu acele favorite cumva dublate sau dacă nu, măcar să vin în fața voastră cu un număr decent de chestii favorite pe care să vă zic, mă, astea chiar merită să le încercați. Între timp am primit și eu un pachet super, super fain de la Garnier, dar despre pachete și cumpărături pe care le-am făcut în ultima perioadă o să discutăm în alt clip. Înainte de a începe și a trece în acest coș foarte, foarte plin, pentru că are ceva de când este așa, vă spun că acest clip o să apară în secvențe și pe TikTok, pentru că m-am gândit să încep să fiu activă și acolo. Din punctul meu de vedere, eu nu prea stau pe TikTok, adică stau poate 15 minute pe zi, cam așa, dar prinde. Unele videouri chiar au prins și am zis că hai să încerc și acolo, poate va fi mai bine. Iar dacă cum se încălzește vremea, poate că ieșim în curte să facem câteva poze, poate apar și pisicile prin poze, încă nu știu, mai vedem care-i treaba, dar să trecem la empties. De data asta, empties o să fie un pic mai altfel, pentru că am aici și produse de curățenie, însemnând balsamuri de rufe, că alea le-am păstrat și ceva, cred că lichid, aici dero lichid, da. Hai să vă arăt despre ce e vorba și să vă spun și părerea mea despre ele. Începem prima dată în forță cu un balsam de rufe de la Lenor, Summer Breeze. Ăsta îmi place foarte, foarte mult și mi-aduc aminte că anul trecut pe vremea asta sau aproximativ pe vremea asta sau oricum, sau nu mai țin minte, oricum anul trecut mi l-am trecut pe acesta pe lista de favorite și voiam să vă aduc aminte de el. L-am uitat, vă dați seama că am uitat și n-am mai făcut acele favorite și nu v-am mai zis de el. Dar ăsta este un balsam de rufe pe care atunci când îl găsesc în magazine, îl cumpăr pentru că îmi place. Are așa un miros foarte plăcut și îmi place și mie și lui Claudiu. Nu pot să-mi dau seama dacă e neapărat floral, pentru că aici apar niște flori, dar să știți că e foarte fain și persistă foarte, foarte bine. Atunci dacă scrie la pe bază de plante, poate să crească în multe suturilor. Da, nu scrie. Eu zic să îl încercați pentru că își merită toți banii. Eu îl cumpăr de la magazinul ăsta de la mine, de la Colț, de aici, care îl vinde la preț bun. Tot de la magazinul de la Colț și tot, dacă aș putea să nu dărâm aici chestii, ar fi o idee super, super faină, pentru că l-am ochit și n-are rost să mai așteptăm până ajung la el. Avem de-aia, mamă, de-aia nu mi-a plăcut mie cum mirosea unul dintre ele. Eu am crezut că astea două sunt la fel, dar nu sunt la fel, fete și băieți. Ăsta e albastru și ăsta e mov. Eu am crezut că sunt la fel și de-asta le-am scos pe amândouă. Dar unul e Gentle Breeze și unul e Fresh Blossom. Diferența între ele este că ăsta mi-a plăcut mult, mult de tot și de-asta l-am cumpărat pe ăsta. Dar ăsta nu e la fel. Doamne, nu pot să cred că am făcut așa ceva. Ăsta l-am luat din DM. Asta l-am luat de la magazinul de la Colț, aici la mine. Diferența este la magazinul de aici, din colțul străzii,
E mai ieftin ăsta cu vreo un leu, parcă un leu, doi. Ăsta îmi place mult de tot, ăsta Fresh Blossom, și îmi place și varianta aceea cu roz. Aia îmi place maxim, aia e numărul 1 din această gamă, Pure Sensation. Ăsta e numărul 2 și ăsta e numărul 3. Ăsta nu prea îmi place așa de mult. Are... Stai să încerc să vă descriu mirosul pe care îl are acest balsam de rufe. Ăsta e un pic mai fresh și nu este pe placul meu, în timp ce ăsta e mai dulce și mai floral și ăsta îmi place un pic mai mult. De asta pe ăsta l-aș recupera pe ăsta doar în cazul în care nu am altă variantă. Dar numărul 1, numărul 10 din 10 primește cele roz, 9,5 primește ăsta și 8,5 primește ăsta. Mai departe, cu siguranță mai am chestii pe care vreau să vi le arăt legate de curățarea hainelor sau așa ceva și de curățarea pardoselii, văd, dar sunt la mai la fund, așa că trecem la chestiile pentru fete. Chestii, smacuri, creme, geluri de duș, deodorante, chestii de genul ăsta. În primul rând, vreau să vă arăt o chestie care nu mi-a plăcut deloc și abia aștept să termin, pentru că mai am efectiv vreo două, dar am pus deja ambalajul aici pentru că mă seacă deja, că nu mai vreau să văd. Este vorba despre aceste absorbante sau tampoane sau cum le ziceți voi, de la Lidl. Este vorba despre Siempre Ultra Binder Night, ceva de genul ăsta. Cred că astea mi le-a cumpărat mama. Și le-a luat ei și mi le-a dat mie, dar nu. Vă rog frumos să nu vă cumpărați așa ceva. Ăsta este cel mai nașpa pe care l-am văzut, pe lângă faptul că nu stă locului unde trebuie, se mișcă, nu prinde lipiciul acela pe lenjeria intimă și nici nu își face treaba absolut deloc și mă și deranjează, mă irită. Deci nu, pentru mine este un nu. Avem aici o cremă de corp de la Garnier, care era cu mango, asta de aici. Mai aia cu cacao și cu aloe vera mi-au plăcut mai mult decât asta, deși am crezut că asta o să-mi placă la fel de mult. Mirosul nu persistă la fel de tare ca celelalte, dar e ok, ne place, poate mai că o recumpărăm, dar acum am o grămadă de creme, deci nu, nu, momentan nu. Aici am un gel de duș de la Rituals, Rituals of Sakura. Ăsta este unul dintre preferatele mele. Problema mea cu acest gel de duș este cantitatea foarte mică și faptul că atunci când apeși pe pompă iasă extrem de mult. Deci nu poți să controlezi cât iasă din acest recipient. Bun. Creme de mâini, cred că o să le las toate la final, să le facem împreună pe toate, că sunt multe. Așa. Avem aici de la Ebelin Maxi Water Pads Super Soft. Astea îmi plac foarte, foarte mult și dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că le recumpăr de fiecare dată când mă duc la DM sau când rămân fără, mă duc să le cumpăr. Luna asta încă nu am fost la DM, dar poate că ajung luni. Luni. Încă nu îmi dau seama, dar s-ar putea să ajung luni. Dacă ajung, facem și haul cu chestii. Bun. Vreau să... am crezut cum aici, mai aici. Bun. Vreau să vă zic despre acestea, că nu-mi plac. Mi-a plăcut mai mult cele pe care le-am luat de la Dr. Max. Astea sunt ceva multivitamine pentru copii. Da, le-am luat și eu cu soțul, ne-am descurcat. Nu mi-au plăcut cine știe ce. Au fost ok, dar mi s-a părut foarte, foarte tari. Iar cele de la Dr. Max au fost mai gustoase la gust. Nu știu dacă mă pot exprima în felul acesta, dar mi-a plăcut mai mult. Mai departe, avem un deodorant Dove Soft Feel. Ăsta, pe care l-am îndrăgit și mi-a plăcut mult de tot. Pe ăsta îl mai am o dată în, cum zice, în geantă. Pentru că am deodorante peste tot, în geanta de sală, în geanta de lucru, aici la masa de machiaj, în baie am unul deschis și am și dormitorul, nu? Pentru că, de ce nu, să am unul și acolo. S-a terminat și l-am gulit până la ultima bucățică. Acest scrub de la Tree Hut, Tropic Glow, ăsta mi-a plăcut, fete și băieți, foarte, foarte mult. Pe lângă mirosul pe care îl dădea, emana, îl lăsa pe piele, pielea rămânea catifelată și sclipicioasă, pentru că avea sclipici și nu mi-am dat seama. Scria pe el Tropical Glow, scrie Glow, dar na, eu de mult să știu că engleza mea nu este atât de fancy și nu mi-am dat seama că ăla chiar e sclipitor. Mai am aici gel de duș de la Trickle Moon, Shea Butterfly, super fine acest miros. Atât de mult mi-a plăcut
Doamne, că l-aș mânca pe pâine, cât e de fain. Miroase a shea și așa are, e untos, e fain, îmi place mult de tot, e dulce. Cel pe care l-am cu cocos, din păcate, să știți că nu m-a dat pe spate, pentru că, din punctul meu de vedere, miroase a iaurt de cocos, care mie nu-mi place. Cocos îmi place, iaurt de cocos nu. Asta, vreau să zic că are apă în el. L-am consumat până la ultima suflare, mult de tot mi-a plăcut, îl recomand și îl prinde și la prețul foarte, foarte fain. Că vorbeam de curățenie a pardoselii, vreau să vă recomand și acest produs de la Mr. Proper, care era cu floare, flori și primăvară, scrie. Mi-a plăcut mult de tot. La început, să știți că l-am folosit pentru terasa de afară, pentru că acolo avem greșe și o curățam. După aceea l-am folosit pentru baia de afară, după aceea l-am folosit pentru spălătorie și după aceea l-am folosit și în casă, pentru că mi-a plăcut mult de tot. Și acum am cumpărat ceva cu lavandă, deși nu-mi place lavanda, dar am zis să încerc. Și știți că își face treaba foarte fain. Asta mi-a plăcut, era roz și mirosea așa a flori. Floral, curăța bine, pentru ce l-am cumpărat eu era foarte, foarte bun. Mai am aici tot o chestie mare de la Persil. Am acest detergent lichid. Așa, nu mi-am zis de rău. Detergent lichid de la Persil pe care l-ați văzut și la favoritele lunii, acum ceva timp. Mi-a plăcut foarte mult. L-am folosit în special pe hainele cu care am lucrat afară, în casă, cu care am spart, am făcut, pentru că acest detergent curăță foarte, foarte bine. El e un pic mai scumpuț, dar să știți că își face treaba foarte bine. L-am folosit și pe hainele de la sală, care miroseau destul de urât. Sau l-am folosit pe hainele astea, cum ziceam, pe, cu care am lucrat. Fie la măltărit, fie la săpat, fie la curățat, fie la spălat Marvel, fie alte chestii care au apărut. Asta își face treaba foarte, foarte bine și l-am folosit, știți și la ce? La hainele pe care le spălam eu cu mâna. De exemplu, cămăși. Are Claudiu o bluză de la Columbia, cred că, din aceea termică pe care trebuie să o spăl de mână și foloseam ăsta. Mi-a plăcut și își face treaba bine și miroase foarte bine. Asta e un bonus. Mai am aici o chestie care nu prea ține de beauty, dar ține de haine și de casă și m-am gândit că ar fi o idee foarte bună să vă arăt și aceste produse. Am să vă cum miroase. Miroase fresh. De asta l-a cumpărat Claudiu, din câte mi-aduc aminte. Este vorba despre balsamul de rufe de la Stilan, Fresh Control, care arată cam așa. Din punctul meu de vedere, al meu, nu-mi place mirosul. Din punctul meu de vedere, ca și gospodină, face o treabă bună. E un balsam ce își face treaba bine, hainele miros bine după. Lui Claudiu a plăcut, mie nu, dar doar din cauza mirosului, nu din altă cauză. Ia să vedem ce mai avem aici. Am zis că cremele de mâini le punem deoparte, pentru că sunt multe, ca să vezi. Așa... Avem aici o cremă de corp de la Rituals, Rituals of Sakura, Rice Milk and Cherry Blossom. Asta este o cremă foarte, foarte faină. Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai frumoase. Se absorbe imediat, miroase pielea super frumos din toate punctele de vedere. Lasă pielea catifelată și se absorbe foarte bine. Din păcate, ambalajul e cam mic. Există și varianta aceea mare, dar da, costă și... Nu cred că aș da așa de mulți bani pentru aceste produse. O să arunc această cremă de la Balea pentru picioare, pentru că o am de foarte mult timp. Aceasta trebuie aruncată, cred că, după 12 luni de la deschidere. Nu uite că scrie că trebuie aruncată. Nu vă zic că oricum n-am folosit-o de cel puțin de 2 ani de când stăm în casă. Noi doi, de când i-am cumpărat casa, nu. Clar, nu. N-am folosit-o și am zis că nu are rost să mai țin și mai bine o arunc. Își făcea treaba bine, era un pic cam uleioasă, dar din cauza urei, dar era bună. Era bună și hidrata picioarele foarte bine. Ce să vă mai arăt? Hai să vă arăt această lumânărică pe care o am de la Yankee Candle. S-am primit-o cadou. Măi, nu se compară cu cele de la Bath & Body Works, dar a fost o lumânărică frumoasă care a mirosit destul de bine și miroase în continuare. Dar nu persista mirosul la fel de fain ca cel de la Bath & Body Works. Mai am aici tot pentru casă. Am avut acest Sweet Home Collection, care era cam așa arăta, care ar fi avut o viață mai lungă dacă dragele mele pisici nu s-ar fi urcat pe pervaz și l-ar fi aruncat pe jos și l-ar fi împrăștiat în toată baia. Dar a făcut o treabă bună, mirosea destul de ok și prețul a fost bunicel.
Mai tot găsesc pe aici chestii care trebuie puse deoparte, vorbim de creme de mâini. Mai departe, am aici un spray din acesta de la Dank Meat. Spray-urile de la Dank Meat pentru mine sunt number one, îmi plac foarte, foarte mult. Le recomand și costă foarte puțin și mirosul persistă și ele persistă ca și longevitate, adică nu se termină foarte repede. Bun. Hai să vedem ce mai avem aici. O chestie pe care am încercat-o și am vrut să vă spun de ea că e foarte faină, nu mi-a venit să cred. Este vorba despre acest neutralizator de mirosuri pentru mașina de spălat vase. Își face treaba foarte bine. De fiecare dată când deschid mașina de spălat, miroase a lămâie și aș vrea să încerc și alte mirosuri. Chiar sunt tare curioasă. Mi-a plăcut. Încă îl mai avem, dar v-am pus ăsta să îmi aduc aminte de el, să vă zic că altfel aș fi uitat, cu siguranță. Alt deodorant de la Rexona, pe ăsta l-am avut la sală, nu mi-a plăcut mirosul, dar de aia l-am pus la sală și l-am folosit de la sală până acasă, ca acasă mă întorceam și făceam duș. Din acest recipient am aruncat cam așa o cantitate, pentru că efectiv îl am de foarte mult timp și nu-și mai face treaba. Nu, mai bine nu mai folosesc, aia e, nu mai avem ce să facem. Este vorba despre Cantu Natural Hair Curl Revitalizer, spray pentru revitalizarea buclelor Comeback Curl. La început și-a făcut treaba fain, dar după aceea să știți că ajungând spre termenul de expirare, nu mai. Atât a fost treaba lui și aia e. Tot pentru păr am această mască de la, să găsim, Eco Slay, mască cu banane, care arată cam așa. Eu am făcut-o foarte rău pentru că am scos tot ce s-a putut din ea. Mi-a plăcut, dar nu aș lăsa-o pe cea de la Garnier pentru ea. Asta a fost de 3 ori mai scumpă decât cea de la Garnier. Aia de la Garnier îmi place mai mult și miroase mai fain. A fost ok și asta, dar nu. Nu aș mai da încă o dată atât de mulți bani pe ea cât am dat prima dată. Mai departe, avem aici o ceară depilatoare cu fructe de pădure. Nu știu dacă vă mai aduceți vă aminte, dar eu cam o dată la ceva timp tot vă arăt ceară din acest tip. Asta este fructe de pădure, mai am cu lapte, cu lavandă, cu tot felul de minunății din astea, de mirosuri din astea interesante, pe care le folosesc să mă epilez pe mâini. Îmi plac, le găsesc undeva la, e un magazin aici la noi în Lugoj, de la magazinul de pe centru cu detergență, îl cumpăr undeva la 5 lei, ceva de genul ăsta, și își fac treaba foarte, foarte bine, o perioadă destul de mare de timp. Mai am aici un gel de duș de la Nivea, care s-a terminat extrem de repede. Mirosul a fost plăcut. Mie nu-mi place foarte, foarte mult mirosul de trandafir, dar asta a fost interesant. Cu era cu... cu ce era? Cu mic almond. Gel de duș pe roze, almond milk. Da. Cu ulei de migdale, cred că se numește. A fost ok. Nu o să le cumpăr pentru mine, dar a fost ok. Mirosul nu mă încântă pe mine, dar dacă îl găsiți la preț bun, e în regulă. Cred că astea vin împreună. Da, stai să spun. Astea vin împreună. Este aceeași chestie, doar e ambalajul așa. Asta este esență hidratantă cu jart biome. Habar n-am ce asta. Nu mi-aduc aminte să fi făcut o chestie interesantă. Nu știu ce să spun. E de la Dr. Jart. Am primit-o spre testare într-un kit de mostre de la Sephora. L-am testat. Nu, o să-l cumpăr cu siguranță. Nu e pentru mine. Mai departe, de la Avon, bineînțeles că o să vă arăt încă o dată un odorizant din acesta de picioare. Ăsta standard, care este cu miros, habar n-am, ceva miroase interesant, dar face treabă foarte bună. Acum o să vedeți în clipul cu chestii, cu holul, cu ce vineau eu de la DM și ce mai am eu pe acolo, că mi-am cumpărat de la Avon unul în variantă nouă, care apare în campania 5. O să vă spun mai multe despre el la momentul oportun. Ăsta e super fain. Din categoria make-up, sau cel puțin demachiat, partea de după make-up, când trebuie să demachiezi și să-ți faci skincare-ul de seară, vă prezint această apă micelară de la Garnier, bifazică. Este apa mea micelară number one. Prima dată este cea roz și apoi vine asta. Asta e un pic mai grasă și o simt încă pe piele după ce o aplic, dar dacă vreau să mă demachiez chestii grele,
cum este acest ruj, folosesc această apă micelară și își face treaba foarte, foarte bine. O recomand, 9,5 din 10, 10 din 10 primește acea roz. Tot din domeniul make-up avem acest, în sfârșit, acest BB Cream de la Perfect Cover BB Cream de la Misha în nuanța 21. Am așteptat o veșnicie să-l termin, dar l-am terminat. La început mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi-a plăcut de asemenea că are SPF 42, dar m-am ambiționat și l-am terminat. Nu mi-a mai plăcut așa de mult la final, dar l-am terminat. Da. Nu cred că l-aș mai recumpăra din simplu fapt că durează foarte mult până îl termin. Nu din alt motiv. Tot așa de skincare, mai am aici câteva chestii și suntem aproape gata. Am o dată de la Revox acest SPF Daily Sun Shield SPF 50. S-a terminat, mai am unul pe care l-am desfăcut și apoi va trebui să iau altul. Mi-a plăcut mult tot, e a treia oară când îl termin, deci îmi place, vă dați seama că îmi place. De la Garnier, cu vitamina C, un ser, cremă ser pentru iluminare, e vorba despre acesta. Din această gamă am și crema de ochi care nu prea îmi place, dar o voi termina până la, mai am o țară din ea și o să termin. Mi-a plăcut, asta mi-a plăcut mult de tot și mi-a plăcut că avea și SPF. Iarna foloseam doar această cremă, dar cum a venit căldura, le folosesc astea împreună. Am aici două chestii pe care trebuie să le arunc, pentru că nu le-am mai folosit, dar am folosit toate, le-am încercat și nu mi-au plăcut, m-au dat pe spate. Este vorba despre măștile de buze. Am aici una de la Revolution, care era cu prăjitură de cireșe, care nu mai miroase a nimic și am folosit extrem de mult din ea, dacă vă dați seama. Îmi lăsau buzele uleioase și de asta nu le-am mai folosit și de asta le arunc. Și mai am aici una de la Balea care era cu lavandă. Lavanda preferata mea, nu-mi place lavanda, dar da. Și din asta am folosit și mai mult, dacă vă dați seama. Asta este. Norocul începătorului, nu știi ce să cumperi, îți cumperi ce vezi, ce te interesează și nu-ți place. Aia e. Mai am aici un balsam de buze de la Balea, care era în calendarul advent. A fost și anul trecut, dar din punctul meu de vedere, cel de anul trecut a fost mai fain. Asta a fost, n-a fost chiar la fel de fain ca cel pe care l-am avut anul trecut. Nu știu dacă o să le mai încerc astea anul viitor, pentru că m-a dezamăgit un pic ăsta de data aceasta. Mai am aici o cremă de ochi de la Kiehl's cu avocado, bineînțeles, care este goală. Face treabă foarte, foarte bună. O recumpăr când am ocazia. Asta e foarte faină. Asta este în varianta de 28 de ml și există și variantă și mai mică și puteți să primiți și bostre și așa mai departe. Kiehl's vă dă multe, multe chestii dacă vă interesează și au și ceva consultanță interesantă în magazin. Iar ultimul produs pe care l-am în coșul de empties din lunile martie-aprilie este această mostră de parfum de la Givenchy Irresistibl, e apă de toaletă și la fel s-a comportat. Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut pentru că nu am simțit-o pe haine. Eu nu mă dau pe corp cu parfum, mă dau pe haine și un pic aici ating, dar doar așa foarte puțin. Nu mi-a plăcut. Din păcate nu mi-a plăcut. Givenchy face niște parfumuri foarte, foarte faine, dar nu astea. Am vrut să închei clipul fără să vă arăt cremele de mâini pe care le-am pus deoparte ca să vi le arăt. Da. Avem o dată așa, o cremă de mâini de la Yves Rocher, care era cu Spice Infusion. Era așa mai oriental, așa arată crema de mâini. Să știți că mie nu mi-a plăcut, făcea o treabă bună, dar mirosul nu mi-a plăcut. Fetelor le-a plăcut destul de mult. Mai avem aici o cremă de mâini de la Avon, Today, Tomorrow, Always. Asta mi-a plăcut și fetelor le-a plăcut și a fost foarte repede terminată. Mai avem de la Balea, din calendarul advent, această cremă de mâini care mirosea foarte fain. Mirosea a ciocolată. Mi-a plăcut și s-a absorbit foarte repede. Avem aici o mască de mâini de la Swedish Spa, de la Oriflame, care a avut o cantitate de 75 de ml și am consumat-o cam într-un an, să zicem. Asta a fost așa, asta a fost, am terminat-o pentru că nu am mai avut altele, nu o să mai recumpărăm, dar
o să recumpărăm această cremă de mâini care ne-a plăcut extrem, extrem de mult. Asta de la Tickle Moon. Este din aceeași gamă cu gelul de duș. Foarte, foarte tare ne-a plăcut și asta este. Gata, acum chiar am terminat. Astea fiind spuse, acesta este clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut. Nu uitați să intrați și pe TikTok, să mă urmăriți. O să vă las aici o poză cu contul unde trebuie să intrați să dați follow. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Nu uitați să scrieți în comentarii care este produsul vostru preferat dintre toate cele pe care vi le-am arătat astăzi. Iar până data viitoare, aveți grijă de voi. Vă pup, toate cele bune. Pa, pa!